Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 3 aprilie 2022. Întrebări care cer un răspuns. Noi așteptăm un pământ nou. 2 Petru, capitolul 3, versetul 13. În următoarele zile vom medita la câteva întrebări sensibile care necesită răspuns corect. Prima asemenea întrebare ar fi: ce părere aveți despre suferință? Nu ne demonstrează ea oare că nu există un Dumnezeu iubitor? Adam a fost pus în fața unei alegeri: să asculte de Dumnezeu sau să nu-L asculte. El a ales neascultarea. Și Dumnezeu a zis, scrie în Geneza 3, versetul 17, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Să reținem cuvântul trudă. Acum gândește-te câți oameni trăiesc cu boli precum Alzheimer, Parkinson, cancer, scleroză multiplă, boli de inimă, enfizeme pulmonare și alte boli istovitoare. Putem noi spune că Dumnezeu a eșuat când a creat omul? Nu. Dar din nefericire, mulți oameni folosesc problema suferinței ca pe o scuză pentru a respinge orice idee despre Dumnezeu, când existența ei este exact motivul pentru care trebuie să credem în el. La început, Dumnezeu a creat oameni desăvârșiți, care au trăit într-o lume perfectă și lipsită de suferință. Era raiul pe pământ. Dar când a intrat păcatul în lume, moartea și suferința au venit odată cu el. Care este răspunsul suprem la această întrebare? Îl găsim în Biblie. Dar noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui fără prihană, fără vină și în pace. 2 Petru 3, versetele 13 și 14. Suferința a atins apogeul atunci când Domnul Iisus a spus: s-a isprăvit. Aceste cuvinte înseamnă plătit integral. Adică atunci când îl accepți pe Domnul Iisus ca mântuitor al tău, poți fi sigur că vei ajunge în cer după ce mori și vei trăi pe un pământ glorios, făcut din nou, fără păcat și fără suferință. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Scrie în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9. Iar dacă nu ești sigur că lucrul acesta este adevărat și pentru tine, pune-ți încrederea în Domnul Iisus astăzi.